Începând cu 1 februarie, examenul practic pentru obținerea permisului de conducere se desfășoară doar în municipiul Suceava. Prefectul județului Suceava a luat această decizie la sfârșitul anului trecut, după ce mai mulți angajați ai serviciului de înmatriculări și permise s-au pensionat. Prefectul Mirela Domnică a declarat că în prezent 6 examinatori se ocupă de proba practică în vederea obținerii permisului, însă există încă un decalaj destul de mare între proba teoretică și cea practică. Începând cu data de 1 februarie, această examinarea pentru traseu se desfășoară doar în municipiul reședință de județ. Iată că avem aproape o lună de când desfășurăm examinarea doar în municipiul reședință de județ, a tuturor candidaților, indiferent de localitatea de domiciliu. Lucrăm permanent cu 6 examinatori și chiar și în aceste condiții încă este destul de mare decalajul pentru programarea în vederea susținerei probei practice, în special pentru cei care nu au reușit să obțină, să treacă din prima de examinarea teoretică. Pentru aceștia este mai mare intervalul pentru care se pot programa în vederea reexaminării și la proba teoretică și la proba practică, măsură pe care a trebuit să o luăm, având în vedere că județul Suceava este pe locul 2 la nivel național ca număr de persoane examinate la proba teoretică, pe locul 2 după capitală, și aceasta s-a datorat faptului că programarea inițială permitea chiar să dai un examen pentru proba teoretică și au fost cazuri concrete de 10-11 ori într-un an. Aici am încercat să dăm o șansă reală celor care abordează în mod serios examinarea, se pregătesc și pentru susținerea probei teoretice și pentru susținerea probei practice. Aceștia au posibilitatea unei programări mai rapide, spre deosebire de cei care vin și își testează cunoștințele de 2, 3, 4 sau chiar mai multe ori în ceea ce privește trecerea probei teoretice.